Elevii au fost anunțați încă de la începutul anului școlar 2010-2011 despre modul de desfășurare al bacalaureatului. Sunt însă câteva elemente de noutate pe care doresc să le subliniez. În primul rând, au fost întărite toate măsurile care vizează politica Ministerului de toleranță zero față de fraudă. Cel mai puternic semnal de reformă, cel mai puternic semnal de reformă, nu doar în educație, cât și în societate, este să avem toleranță zero față de fraudă. În consecință, s-au luat câteva măsuri care se plasează pe trei axe. 1. Axa de prevenție. Am solicitat inspectoratelor școlare, județene, să asigure în organizarea bacalaureatului cât mai multe săli de clasă prevăzute cu camere de luat vederi. Reamintesc pe această cale că este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile sau alte astfel de instrumente.